Vedeți să nu spuneți nimănui nimic până când va învia Fiul omului. Iubiți credincioși, iată un praznic deosebit. Praznicul schimbării la față al Mântuitorului înaintea ucenicilor pe muntele Taborului, după unii crezând că este în mijlocul verii, după tradiția populară românească, se spune că de acum înainte a plecat vara. Până aici a fost vară, după care încet, încet se duce vara la locul ei. Un praznic foarte important, asupra căruia noi, de-a lungul timpului, a plecat de foarte multe ori și am vorbit despre evenimentul în sine, despre ce s-a întâmplat pe muntele Taborului, despre personajele care au fost în preajma Mântuitorului, dar astăzi vreau să vă spun câteva lucruri tocmai despre faptul că pe Mântuitorul l-am mai auzit și de alte ori după ce a săvârșit alte minuni, să nu spuneți nimănui nimic. Bineînțeles că atât așteaptă omul să afle că nu trebuie să spună, că imediat începe să spună. Pe muntele Taborului, Mântuitorul a mers împreună cu cei trei apostoli pe care i-a mai luat în grupul restrâns. Mântuitorul a săvârșit minuni înaintea multor oameni și cu mulți oameni de față. Dar Mântuitorul, atunci când a înviat-o pe fiica lui Iair, a intrat în casă numai cu Petru, cu Iacov și Ioan. Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, numiți fiii tunetului, erau ca niște mărturii de caractere colerice, am putea spune noi astăzi. Ei erau foarte, foarte aprinși și chiar ne aducem aminte că înainte de a intra Mântuitorul în cetatea Ierusalimului pentru ultima dată, în așa zisa Duminica Floriilor, cei doi fii, după Sfântul Evanghelist Luca, mama lor ar fi venit și ar fi cerut, dar după Sfântul Evanghelist Matei, chiar ei înșiși au cerut de la Mântuitorul, Iacov și Ioan, să stea unul de-a stânga și altul de-a dreapta. Și Mântuitorul i-a admonestat atunci spunându-le, nu știți ce cereți. Și ei au continuat totuși dialogul, pentru că ei au crezut că știu ce cer, și atunci când au fost întrebați, puteți voi să beți paharul pe care eu îl beau? Bineînțeles. Puteți voi să primiți ceea ce primesc eu, cu siguranță, atunci Mântuitorul le-a spus, adevărat vă spun vouă, veți primi acestea, dar a sta de-a stânga și de-a dreapta mea nu este mie a rândui. E, iată că astăzi, pe muntele Taborului, într-o lumină care ne aduce aminte de creația lumii, adică după ce Dumnezeu a făcut cerul și pământul, se purta pe deasupra apelor. Sfinții părinți spun că această purtare pe deasupra apelor și chiar Biblia lui Șerban de la 1688 traduce această formulă cu Dumnezeu se purta în răcoarea serii. Acum, în mijlocul verii, putem să înțelegem dumnezeirea răcorii serii. După o zi toridă, după o zi în care s-a creat ceva, noi nu creăm nimic. Noi luăm de colo și punem dincolo, dar când vine seara cu răcoarea ei, ne simțim dumnezeiește, pentru că așa se purta Dumnezeu în răcoarea serii. E această răcoare a serii, această lumină și ceață în același timp, într-un abur răcoros, se purta și astăzi Dumnezeu pe muntele Taborului. Și chiar la împlinirea datei de 6 august în muntele Taborului, până în ziua de astăzi, se creează acea lumină taborică. Se creează acea minune care încă mai uimește după, iată, 2000 de ani, încă mai uimește lumea. Ei spuneam că în această lumină s-a arătat Mântuitorul. Dar cum s-a întâmplat? Mergând acolo, au căzut cu fețele la pământ, cu toți, ca să se roage și deodată au văzut pe învățătorul lor că și-a schimbat fața.
a început să fie luminoasă. Iar veșmintele, în contact probabil cu dumnezeirea, s-au făcut albe ca zăpada. Iată că așa ceva au văzut ucenicii. Noi când vedem un părinte rugător, și slavă Domnului, avem mulți părinți rugători și am avut și mai mulți, când suntem în preajma lor, simțim că se schimbă la față. Când un duhovnic bine așezat pe rugăciune îți dă o binecuvântare, parcă îl simți că s-a schimbat la față. De unde știm lucrul acesta? Pentru că și între noi oamenii, atunci când cineva este supărat pe noi și începe să ridice tonul, se schimbă la față, dar invers. Parcă se negrește sau parcă se roșește, parcă deja simțim că s-a transformat. Să nu credeți că schimbarea la față poate să fie numai dumnezeiască. Nu, schimbarea la față este un efect al unei schimbări interioare, care să, poate să fie și spre bine și spre rău. Și ca să înțelegem mai bine de unde vom ști că schimbarea este în bine sau în rău, să ne ducem aminte că Marele Antonie al Pustiului, Sfântul Antonie cel Mare, a fost întrebat de către ucenici: Ava, cum știi că ți se arată un înger luminos sau un diavol în înger luminos când vorbește cu tine? Și a spus: nu știu, fraților, niciodată. Atunci când vorbesc cu ei, nu știu. Atunci când mi se arată, nu știu. Dar una știu, că după ce pleacă un înger luminos, intru într-o stare de pace. Dar după ce pleacă un diavol îmbrăcat în înger de lumină, mă apucă un cutremur și o neliniște de nu vă pot să vă descriu. Așadar, schimbarea la față este un praznic la care noi înșine trebuie să medităm astăzi. Dar spuneam că am vorbit de multe ori despre Moise, despre Ilie, de ce se aflau acolo, de ce discutau despre sfârșitul lumii și foarte frumos, zice Sfântul Evanghelist Luca, vorbeau despre sfârșitul lumii care era să se întâmple în Ierusalim. Fraților, sfârșitul lumii, dacă este să se întâmple într-un singur loc, înseamnă că este sfârșitul lumii pentru o generație. Dacă se vorbește despre sfârșitul lumii care avea să se întâmple în Ierusalim, cu siguranță că era vorba despre sfârșitul cetății eterne, a Ierusalimului. Pentru că aveau romanii în anul 70 să răstoarne cu brazda adâncă piatră de pe piatră. Și era sfârșitul lumii. Să știți că nu trebuie neapărat să fie sfârșitul general al lumii ca noi să avem percepția sfârșitului lumii. Atunci când avem un necaz mare, deja parcă s-a sfârșit lumea. Despre acest sfârșit, înainte de sfârșitul general al lumii, vorbeau Moise, Ilie și Mântuitorul. Noi, din păcate, nu știm decât că s-a schimbat la față Mântuitorul. Mai multe discuții dintre Mântuitorul, Moise și Ilie, nu știm, dar putem să ne dăm seama din atitudinea pe care a avut-o Dumnezeu Tatăl, că imediat după ce s-a schimbat la față Mântuitorul, voce din cer, ca la bobotează, ca la botezul Domnului, s-a auzit zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Iată că, iubiți credincioși, sfârșitul lumii despre care vorbea Mântuitorul cu cei doi pe muntele Taborului era sfârșitul unei generații. Era sfârșitul Ierusalimului. Ori noi, sfârșitul lumii deja îl avem raportat la sfârșitul general al lumii. Dar mai este până acolo, pentru că Mântuitorul le-a spus: vedeți, nimic să nu spuneți nimănui din cele ce ați văzut, până când nu se va ridica din morți Fiul omului. Cronologic vorbind, sunt trei elemente. 1. Învierea Mântuitorului, care a avut loc la un an de zile după schimbarea la față, a treia zi după ce a fost răstignit.
2. Sfârșitul cetății Ierusalimului la anul 70 și încă un eveniment care urmează să se întâmple, sfârșitul general al lumii. Iată că între aceste evenimente ne aflăm și noi astăzi. Și spuneam că nu vreau să vă vorbesc despre fiecare lucru în parte, așa ca la o predică de toată trebuința, ci pur și simplu m-am oprit pentru astăzi să cugetăm asupra unui singur lucru. Ce a spus Mântuitorul? Vedeți să nu spuneți nimănui. Eu când am auzit că Părintele Paisie, Dumnezeu să-l odihnească, Marele Duhovnic de la Sihăstria, spunea, aveți grijă să nu credeți tot ce auziți, să nu spuneți tot ce știți, deja să nu dați tot ceea ce aveți, pentru mine a fost o mare ispită. Și am zis, cum adică un om așa de îmbunătățit să spună lucrurile acestea? Și iată că le spunea având bază și în ce a spus Mântuitorul. Să nu spuneți din cele ce ați văzut. Iubiți credincioși, aici am vrut să ajung. Până când trebuie să ținem o taină? Până când trebuie să ascundem un lucru pe care îl știm? Până când va învia Fiul omului? Este un termen general, dar este un termen atât de apropiat de fiecare dintre atitudinile noastre și de ceea ce facem noi, încât putem să simțim. De exemplu, ne-am obișnuit că o nucă o putem mânca atunci când deja încep cojile verzi deasupra să cadă singure. Înseamnă că s-a copt nuca. Dar putem să mai folosim nuca și atunci când e verde și gospodina o ia și o pregătește și o fierbe și o face dulceață. Înseamnă că sunt mai multe momentele în care putem să folosim ceea ce s-a copt, într-un fel sau într-altul, pentru că nu mai poți să mai faci dulceață după ce a căzut coaja verde a nucii. După cum, nici despre evenimentul acesta, Sfinții Apostoli nu puteau să vorbească decât după ce a înviat Mântuitorul. Dar iată că noi vorbim despre acest subiect și după ce a avut loc sfârșitul cetății Ierusalimului. Acum avem un alt Ierusalim la care ne ducem și vedem tot ce s-a întâmplat acolo. Avem un alt munte al Taborului istoric vorbind. Dar noi acum trebuie să învățăm pentru noi. Până când ținem o taină? Până când, fraților? Până când înviază Mântuitorul? Și Mântuitorul, să știți că nu înviază numai așa a înviat istoric odată, ci înviază și în fiecare an de Paști, înviază și de fiecare dată când noi ne spovedim, înviază Hristos din noi. Înviază Hristos în noi atunci când ne împărtășim. Iată că Hristos înviază de mai multe ori. Când putem noi să spunem ceea ce știm? Atunci când s-au copt roadele. De exemplu, dacă ne încredințează cineva un secret și spune, nu spui nimănui nimic, până când ținem acest secret? E clar că dacă cel care ne-a încredințat ne-a spus acest lucru, are în mintea lui că dacă vroia să nu-l spunem, nu ni-l spunea nici el nouă, clar. Dacă cineva ne încredințează un secret, ni-l încredințează cu un scop clar, ca noi să-l spunem, dar nu atunci. Trebuie să-l spunem atunci când s-au copt roadele, atunci când înviază Hristos. Și cum înviază Hristos? De exemplu, dacă cineva îți spune un secret vis-a-vis de un vecin de-al tău. Vezi că ăsta are de gând să facă nu știu ce. E, dacă este vorba de un lucru rău, nu spui nimănui nimic, dar ai grijă. Și când Hristosul din tine, care este permanent în tine, îți dă o stare de pace și de liniște, încerci să repari ceea ce ar putea să strice vecinul tău. Și asta înseamnă că nu spui nimănui nimic până când nu viază Hristos, până când Fiul omului nu viază din morți. Fiecare lucru pe care îl știm noi este o taină, inclusiv la școală. Este o taină
răspunsul la o întrebare. Nu spui decât atunci când ești întrebat. Înseamnă că întrebarea este învierea lui Hristos. Dacă a venit vremea să dai un răspuns și ești cercetat, atunci îl dai. În fiecare etapă a vieții noastre există un moment în care simțim, sau măcar trebuie să simțim, că a înviat Hristos. Atunci când ne-am adunat toate informațiile și putem să facem un lucru, dacă ne apucăm să vorbim despre acest lucru, înainte de a veni vremea, înainte de a învia Hristos, adică înainte de a avea toate posibilitățile ca lucrul acela să-l ducem până la capăt, dacă începem să spunem, suntem sub porunca Mântuitorului, vedeți, nimănui să nu spuneți nimic. Dacă însă s-au copt roadele, dacă ai pregătit oamenii cu care trebuie să mergi pe drumul respectiv și ei deja dau semne că sunt pregătiți să meargă lângă tine, atunci poți să începi lucrarea. Iubiți credincioși, praznicul acesta cel mare al schimbării la față nu este un eveniment care s-a întâmplat odată și numai cu Mântuitorul, numai de față fiind cei trei apostoli, numai în stânga sau în dreapta fiind Moise și Ilie, ci se întâmplă cu fiecare dintre noi. Noi ne urcăm în fiecare zi pe muntele Taborului și să facem din muntele Taborului un munte al schimbării la față. Când plecăm de acasă, fraților, nu plecăm în altă parte. Plecăm să schimbăm lumea. Și chiar se schimbă lumea din jurul nostru, sau măcar lumea din noi, se schimbă în fiecare zi. Schimbarea la față nu este numai o dată pe an. Este fiecare zi, măcar o dată. Atunci când ne-am făcut treaba bine și am simțit o stare de pace, imediat am simțit că s-a schimbat ceva. Dacă cineva de lângă noi greșește și noi am fost în stare să nu-i atragem atenția în mod urât, să nu-i atragem atenția așa cu multă patimă, deja dacă v-ați uita în oglindă atunci când mângâiați pe cineva, ați vedea icoana schimbării la față. Nu trebuie să avem mintea în altă parte, ci mintea trebuie să o avem la noi. Să ne uităm la noi. Praznicul de astăzi ne învață să ne uităm în oglinda faptelor noastre. Există pentru ziua de astăzi, până acum, până la ora 10, există vreo faptă la care să vă uitați și să vă vedeți schimbat la față? Dacă nu există, mulțumim lui Dumnezeu că n-a venit seara. Că până seara, măcar o faptă de-a noastră trebuie să facă din noi schimbarea la față. Se spune că suferința este de două feluri. Suferință care doare și suferință care schimbă. Dacă tot suntem într-o lume în care suferința este o provocare, de ce să fie numai o suferință care doare? Pentru că fratele nostru, dacă ne greșește, este o suferință pentru noi și ne doare. Dar trebuie să fie o suferință activă, o suferință care să ne schimbe pe noi, să schimbe atitudinea noastră așa de a îi servi imediat un răspuns. Pentru că în urechi trebuie să auzim întotdeauna să nu spui nimănui nimic până când nu va învia Fiul omului. Adică, atunci când cineva îți greșește, să nu începi să dai din tine, pentru că atunci când răspunzi la provocare de genul acesta, scoți din tine venin, pentru că omul care greșește lângă tine scoate din tine ceea ce este rău. Rar se întâmplă să fii lângă un om care să scoată lucruri bune din tine prin prezența lui. Dar sunt și oameni de genul acesta, sau să fim noi pentru ceilalți oameni de genul acesta. Ca omul stând lângă noi să se simtă bine. Și dacă într-adevăr poate cineva să se simtă bine, înseamnă că deja viața noastră se întâmplă pe muntele Taborului. Muntele Taborului spuneam că este destinația la care plecăm în fiecare dimineață. Și așa cum spuneam și duminica trecută, nu contează când ajungem, contează călătoria până la această finalitate. Noi în fiecare zi urcăm cu Mântuitorul pe muntele Taborului, îl vedem schimbat la față, știm ce s-a întâmplat, dar noi când ne întoarcem, suntem în stare să-L primim pe Dumnezeu asupra noastră? Pentru că dacă vrem într-adevăr
să avem siguranța că Dumnezeu este asupra noastră, trebuie să facem decât proba Sfântului Antonie cel Mare. Când știm că este bine? Atunci când avem o stare de pace. Când a fost întrebat părintele de la Rochia, părintele Nicolae Steinhardt, fratele Nicu, de unde știi că ești pe drumul cel bun? Zice, știu că sunt pe drumul cel bun când, atunci când mă apropii de Rochia, îmi dau lacrimile și încep să plâng. Este o stare. Starea care ne răspunde la întrebarea, am ajuns pe muntele Taborului? Pentru că dacă nu am ajuns, dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a venit seara și până în seară putem să ajungem pe muntele Taborului. Iubiți credincioși, trebuie să ne gândim mai mult când începem să spunem din ceea ce știm, când începem să dăm mărturie pentru ceea ce am trăit, nu în fața oricui și nu întotdeauna. Trebuie să știm că dacă îl simțim pe cel de lângă noi că a fost atins și el de mesajul faptei sau al vorbei noastre sau al îmbrățișării noastre, atunci putem să spunem, pentru că numai atunci când simțim că Hristos a înviat, atunci putem să-i spunem. Dacă nu, putem să ne comparăm cu mărgăritarele aruncate înaintea porcilor, despre care spunea Mântuitorul că se vor întoarce și ne vor mânca și pe noi. Trebuie să fim atenți ca schimbarea la față să nu fie numai un reper, să fie pentru noi reperul vieții noastre. Nu este un eveniment care s-a întâmplat, așa cum am spus, odată pe an și la anul pe timpul ăsta vom vorbi iar despre el. Nu, trebuie să fie în fiecare zi. Și dacă vom permanentiza acest lucru, să știți că trebuie să dăm mărturie. Și dacă astăzi a rânduit Bunul Dumnezeu să slujesc singur, într-o așa de frumoasă liniște și așa de multă pace, și la o oră atât de matinală să fiți atât de mult lângă mine în biserică, am simțit ceea ce mă învăța Părintele Arsenie. Am slujit așa cum am slujit și trebuie să dau mărturie pentru că Hristos a înviat. O singură dată mi-a venit Dumnezeu să slujesc cu Părintele și chiar astăzi, ținând cont de faptul pe care, învățătura pe care mi-a trimis-o, nu am greșit. Și mi-a spus așa, frate, eu slujesc, atunci avea aproape 60 de ani de preoție. Zice, și te uiți la mine că nu mă întorc și nu fac nimic fără să nu dau fila de la liturghier și o las deschisă. Nu m-am uitat niciodată, de mult nu m-am uitat. Dar dacă se întâmplă odată să nu mai știu unde sunt, la ce moment al slujbei mă întorc și văd unde este deschisă cartea și mă uit și m-am redresat. Astăzi am avut foarte multe lucruri de făcut de unul singur și am ținut cont. Și după fiecare replică o urmăream, dădeam pagina și mergeam mai departe. Nu m-am uitat la ce scrie, dar știam că trebuie să dau pagina. Și într-adevăr am fost așa de mult asaltat la un moment dat, încât dacă nu țineam cont de acest lucru, nu mai știam pe ce lume trăiesc. Și m-am dus frumos, am văzut unde deschisă cartea și mi-am dat seama că într-adevăr a venit vremea să dau mărturie și despre acest lucru. Asta înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu schimbat la față. Pentru că dacă nu avem conștiința că Hristos este întotdeauna în mijlocul nostru și Hristos s-a schimbat la față și a rămas schimbat la față, n-am făcut nimic. Dacă nu suntem schimbare la față pentru cei de lângă noi, iarăși n-am făcut nimic. Mi-aduc aminte de lucruri frumoase, dar și de lucruri mai delicate. Eram în șantierul de pictură prin 97 și la un moment dat vedeam că nu mai înaintează pictura. Nu mai înainta pictura deloc. Era același metru pătrat pictat de vreo 3 zile și trebuia să se termine odată. Și când i-am văzut pe frații mei, pe care îi pomenesc la fiecare proscomidie, i-am văzut alungiți așa în Sfântul Altar, dormitând ca în sânul lui Avraam, prima dată am zis, mă, să odihnesc și am plecat. Și totuși până acasă am zis, nu, sunt vinovat că din cauza blândeții pe care l-am arătat-o,
nu se mai termină lucrarea. Știți că atunci chiar mi se părea că e sfârșitul lumii, exact cum era cu sfârșitul Ierusalimului. Încă nu s-a terminat lumea, s-a terminat pictura, toate merg înainte. Dar atunci mi se părea că dacă metrul ăla nu mai înaintează, e sfârșitul lumii, exact ca sfârșitul Ierusalimului. Deși l-am depășit acum și vă pot spune. Și a doua zi, când ne-am găsit în aceeași atitudine, am pus mâna pe un mops de țevi, așa, de vreo 75 de centimetri, și când m-am apropiat și am dat cu el în schela metalică, s-a auzit mai tare decât 10 clopote de ale noastre de slujbă. De s-au ridicat pictorii și nu mai știau pe ce să pună mâna, erau în stare să picteze cu nodul de la cravată, numai să facă ceva. Și s-au uitat la mine și s-au speriat. Și să știți că în următoarea zi au pictat vreo 20 de metri pătrați. A trebuit să-i mai temperez eu, să-i mai îmbunez așa puțin și am spus, dar ce s-a întâmplat? Zice, dacă ați fi fost dumneavoastră să vă uitați într-o oglindă atunci, ați fi înțeles. Dar de ce? V-ați schimbat la față. Aoleu, zic, păi, dar știam că numai Mântuitorul pe Muntele Taborului s-a schimbat la față. Zice, nu, noi chiar acum, să știți că ne-am dat seama, ei erau pictori, vă imaginați. Zice, n-am văzut așa ceva. Zice, dacă nu săream atunci, ne-ați fi mâncat de vii. Dar zice, aveați dreptate. Dar, într-adevăr, atunci ne-am dat seama ce reprezintă schimbarea la față. Copii, schimbarea la față, de la ei am învățat, este un efect a ceea ce trăiești. Dar eu nu m-am dus acolo cu premeditare, Doamne, de-abia aștept să-i găsesc dormind și să-i sperii. Nu. Și pe principiul Sfinților Părinți, văzând și făcând, când am văzut că iară îi găsesc la somn, bine, în afară de faptul că vreo două săptămâni găseam la pește pe la 6 în portul Tomis, deja se cam adunaseră circumstanțele. În momentul în care eu am fost sincer că n-am venit să le fac un rău, imaginați-vă că mesajul meu a fost acesta, că m-am schimbat la față, în fața lor. Acum, cumva, Doamne ferește să credeți că am despre mine cine știe ce părere. Nu. Vreau să vă vorbesc despre schimbarea la față din interior. Și am trăit lucrul acesta prin mărturia lor. Efectele știți care au fost? Că din acel moment nu a mai fost nevoie niciodată să ridic tonul în fața lor, n-a mai fost niciodată nevoie să le spun ce să facă, pentru că a mers totul șnur. Și au terminat, și atunci când au terminat șantierul, au spus, noi credeam că o să stăm pe malul mării măcar vreo 4-5 ani. Și n-au să decât 2. Și mi-au mărturisit totuși că puteau să stea și mai puțin dacă mă schimbam la față mai devreme înaintea lor. Iubiți credincioși, praznicul cel mare al schimbării la față trebuie să vorbească de la sine despre noi, despre schimbarea noastră efectivă. Și să știți că suntem percepuți după câte o schimbare la față. Un profesor care încearcă să spună elevilor cu cât mai mult sârg un adevăr, să știți că va fi înțeles și va fi ținut minte mult mai mult. Mi-aduc aminte că o învățătoare care avea 40 de ani de experiență povestea că odată a predat o lecție de matematică la care ea era puțin paralelă. A zis, matematica era piatra mea de încercare. Dar zice, atât m-am pregătit cu un entuziasm extraordinar și le spuneam copiilor și câte o glumă și mai făceam exercițiu. Și când am ajuns acasă, mi-am dat seama că unde trebuia să pun plus, am pus minus. Și a doua zi m-am dus să le cer iertare copiilor. Și mi-a spus, nu, doamnă, v-am văzut atât de entuziasmată încât nici n-am mai băgat în seamă ce faceți. Ne-a plăcut modul în care ne-ați predat, nu ceea ce ne-ați predat fix. Iubiți credincioși, asta înseamnă schimbarea la față. Muntele Taborului este locul nostru de muncă. Muntele Taborului este volanul în spatele căruia ascundem niște comenzi ca să ne ducă mașina mai departe. Muntele Taborului este vecinul nostru pe care trebuie să-l cucerim cu răbdare. Muntele Taborului este cel din fața noastră care ne greșește. Acest munte ne-a poruncit Dumnezeu să fie urcat de noi. Muntele Taborului este căminul nostru, este casa noastră și trebuie să-l schimbăm la față după chipul și asemănarea celui care ne-a poruncit astăzi. Nimănui să nu spuneți nimic până când Fiul omului nu va învia din morți. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.